Care este indicatorul când o societate a ajuns rău de tot? Uitându-ne în societățile noastre, vedem oameni care transmit doar răutate și ceea ce iese din gândurile lor, din acțiunile lor, este producerea răului și nu binelui. Oare aceasta să fie limita? Oare aceasta să fie ceea ce noi trebuie să luăm aminte și cumva să ne temem de Dumnezeu? Trezam că astăzi în Ieremia, prorocul Ieremia descrie clar contextul poporului Israel când Dumnezeu a decis o judecată pentru poporul Israel și anume ca să-l dea într-o robie de 70 de ani. Starea în care se afla poporul spune că prorocii, cei ce au fost chemați să transmită cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este important pentru Dumnezeu pe limbajul oamenilor, au ajuns să spună minciuni. Au ajuns să spună că au avut visuri care nu veneau de la Dumnezeu, au ajuns să vorbească împotriva lui Ieremia și însuși crezându-l pe Ieremia că este un proroc care vorbește aberații, vorbește ceva ieșit din comun și ceea ce spune el nu este de la Dumnezeu și îl luau în derâdere. Lucrul acesta este de groază și este un indicator când trebuie să ne alarmeze pe fiecare dintre noi că societatea noastră a ajuns într-o stare grea și gravă și poate să fie chiar dată în robie sub alt popor în momentul când prorocii, păstorii, preoții, oamenii care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care trebuie să împartă cuvântul lui Dumnezeu în adevăr, ajung să spună minciuni, ajung să întoarcă cuvântul lui Dumnezeu ca să promoveze pe alți Dumnezei, ca să curvească cu alți Dumnezei. Și curvia cu alți Dumnezei este însuși acțiunile răului, acțiunile de minciună, de hoție, de beție, de curvie și tot așa mai departe. Astăzi este ziua 284 și am citit din Ieremia, capitolul 23, versetul 9, până la capitolul 25, versetul 14. Am citit din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 1, până la 18 și am citit din Proverbe, capitolul 24, versetul 23, până la 34. Interesant că astăzi înțelept Solomon ne îndeamnă pe fiecare dintre noi, cei care studiem cuvântul lui Dumnezeu și îl cunoaștem, cum să alegem locul unde să ne construim casa noastră. Ne îndeamnă mai întâi de toate, mergeți, trăiți în societatea aceea, lucrați pământurile, vedeți cum interacționați cu societatea, după aceea construiți casa, nu înainte de aceasta. Și aceasta este un sfat bun care, cred că generații întregi, oameni din diferite națiuni, nu înțeleg principiul acesta, ci investesc o sumedenie de bani într-o societate unde nu știe nimic despre ea, după care își pun mâinile în cap și zic, wow, ce am făcut eu? Dar din cauza că a investit banii aceia, dar este nevoit ca să trăiască în societatea aceea. De aceea trebuie să fim atenți și dacă vă interesează astfel de proverbe, cum înțeleptul Solomon a descris acest proverb, vă îndemn să mergeți astăzi în proverbe, fiindcă descrie un șir de criterii, anume despre judecată. De ce este important pentru un judecător ca să judece corect și îndreptate și să nu-i fie frică din cauza aceasta? Spune că în momentul ce se va compromite cu mersul lumii acestea, spune că lumea îl va judeca pe el însuși și el va ajunge de ocară a lumii și el nu va dăinui veșnic și nu va trăi. Dar cel ce judecă adevărat și judecă în adevăr, spune că judecata lui va rămâne veșnic și va avea o viață lungă. Interesante principii ne transmite fiecare dintre noi, principii bune care transmit bunătatea în societatea noastră și construiește o societate pe dragoste și pe încredere unul față de altul și dacă totuși să învățăm cum să construim această societate, de ce să nu învățăm de la oamenii înțelepți care au construit societăți și au trăit sute și mii de oameni în pace, în liniște, în bunătate, în dragoste și în încredere unul față de altul. Astăzi, interesant, Apostolul Pavel în epistola către Tesaloniceni le spune: știu credința voastră, știu dragostea voastră. Despre voi vorbesc toți în jur și spun că voi sunteți un exemplu demn de urmat. Dar vă îndemn pe fiecare dintre voi ca să stăruiți în dragostea frățească, să nu vă relaxați. Și spune că orice lucru care este în mijlocul vostru rău să fie dat afară
Și interesant că le vorbește despre imoralitate. Ca să se învețe să controleze cu trupul lor, ca să nu dea voie prilej diavolului ca să-i vină să-i ispitească și acțiunile bune pe care ei le fac să ajungă de ocară. Și interesant că în mijlocul lor abântăiau o învățătură că ei nu știau ce se întâmplă cu cei ce mor în Hristos, mor în credință. Oameni care mărturisesc cu gura lor și trăiesc principiile lui Hristos și cred că vor avea o veșnicie împreună cu Hristos. Fiindcă astăzi s-a decis în Ieremia 70 de ani de judecata poporului Israel până va veni Dumnezeu pe pământ, până va veni Iisus Hristos din nou. Și interesant că cei din Tesaloniceni conștientizau faptul acesta că anii aceștia nu s-au împlinit și cum vor petrece veșnicii dacă Dumnezeu încă, dacă Hristos nu a venit pe pământ. Și Apostolul Pavel le explică într-un mod interesant că spune că cei ce adorm, adică mor fizic, în Hristos, spune că merg într-un loc unde este de o clipeală de ochi. Din momentul ce ai murit până la venirea lui Hristos, este de o clipeală de ochi. Tu nu simți lucrul acesta. Și spune că odată ce Hristos va veni, spune că noi cei vii nu vom lua înaintea celor morți, spune celor adormiți. Și cei adormiți vor învia primii în văzduh, în ceruri. Este locul unde Hristos va veni prima dată, după care noi cei vii vom învia într-un trup nou și îl vom întâmpina pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. După care El va începe domnia Lui veșnică împreună cu poporul Israel. Și orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ va îngenunchea în fața Lui și va recunoaște că El este Dumnezeu. Te motivezi pe tine personal ca să te cercetezi și să vezi că aceste principii sunt importante pentru viața fiecare dintre noi. Și dacă noi nu vom recunoaște că Hristos este cea mai importantă piesă din partida noastră de șah, care dacă ne vom pune încrederea în El, noi vom fi biruitori. Haideți să nu dăm greș. Și mâine să fim mai buni decât astăzi și să transmitem următoarelor generații un limbaj pe care ne-a îndemnat Dumnezeu că va rămâne veșnic. Vă doresc o zi bună, stați alături și ne vedem mâine!